Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ofertă surprinzătoare de vacanță pentru ruși. Nu știu dacă ați auzit. E pentru ruși special, concediu în Siberia. Aș vedea un slogan tradițional de pe vremea țarilor. Siberia te așteaptă. Aer condiționat inclus. Da, clar. Rușii sunt îndemnați să călătorească, citez, pe o nouă rută turistică, frecventată chiar de însuși el, Putin, scrie The Moscow Times. Diferența e că Putin cred că are și bilet de întoarcere. Ce mai probabil. Pleacă, dar se mai și întoarce. Ruta vacanțe siberiene. Începe azi, nu știm cât durează. Durează o viață. Da. Creată de agenția... Mai scăpa unii. Creată de agenția rusă de turism, se întinde pe mai bine de 1200 de kilometri în regiunea Krasnoiarsk și în republicile Cacasia și Tuva. De-abia aștepți să mergi în Cacasia și Tuva. Din Tuva e Șoigu. M-aș apuca să în Cacasia citesc vrei? Puțin despre republicile, că-s la republici, da. De-astea, zici că-s județe. Republica Ciuvașă? Da. Tatăl meu a ajuns odată în Republica Ciuvașă. Nu știu ce schimb de asta. Și ce era pe acolo? Ciuvaș. Este o rută absolut specială, care nu are niciun echivalent, scrie agenția de turism și e adevărat, a scris și Alexander Solzhenitsyn despre ea în arhipelagul Gulag. Citesc din nou. Traseul combină peisaje incredibil de frumoase, etniile vibrante ale popoarelor siberiene și artefacte unice. Aurul scit, deci până acolo l-au dus, mă, sărac. Pare și tezaurul nostru fi pe acolo. Da, da, tezaurul românesc. Mormintele liderilor regatelor preistorice, acum cu regate preistorice mai greu, din zona râului Ienisei și siturile budiste din Tuva. Am inclus, anunța agenția, și un miracol al ingineriei. Digul Saiano-Shushenskaya pe această rută, spune șefa agenției de turism și cred că adaugă, cu puțin noroc, puteți vedea și turiști care lucrează la extinderea lui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.